Și domnilor, a fost la noi cu muzică populară o frumoșică tare din zona Iașiului, care trăiește între Iași și Constanța, și am aflat atunci că are și două școli. Una dintre ele, din creațiile ei, va veni acum să ne încânte, dragi prieteni, cu lucruri de sezon. Deci, Ama School Music, Ana Maria Ababei. Aduceți aminte? Eu am văzut-o când a venit așa în civil, în treninguț, zic, bă, parcă te știu de undeva. Și, sincer să fiu, m-ați recunoscut totuși destul de ușor. Prima oară vă uitați așa mai lung, dar după, mă, dar tu nu erai fata babei, fata moșului. Fata babei și fata moșului, da. Da. Și asta este, deci, una din preocupările tale. Am reținut atunci că faci naveta între Iași și Constanța, unde ai și acolo, ai copii și acolo, nu? Da, într-adevăr, la ambele școli de muzică din țară și sper că nu singurele, pentru că mi-am propus să extind acest proiect din ce în ce mai mult, tocmai din dragostea pe care le port copiilor talentați în special, și din dragostea pe care o am față de muzică. Și da, fac naveta, dar mi se pare totul mai ușor în momentul în care știu că fac ce-mi place. Și ei, copiilașii pe care o să vedem acum, sunt și din Iași și din Constanța? Da, în această seară sunt o parte din elevii școlii de la Iași, dar și o parte din elevii școlii din Constanța. Sunt aici. Iată, alături. Deja sunt așezați, ia să vedem. Și la pian cine este? La pian este colegul nostru, profesorul de pian de la AMA Music School Iași, Aurelian Holeră. La chitară este Alexandru Mihai Grosu, cu mătrul meu, prietenul meu și cel mai tare profesor de chitară din Iași. Teodora Manolache, profesor de canto. Da. Andreea Vicovan, profesor de canto. Dar cine, care e cu pianul? Că nu văd. Pianul unde e? Ăsta de mijloc. Da, Aurelian. Și cel cu pălărie mă interesează așa mai... Cel cu pălărie este David Simion, un tânăr foarte David talentat. Simion. Mă, cine împlinește azi 10 ani? Mâna sus! Cine e sărbătorit? A, ce frumos! Și de ce? N-ai stat acasă? Nu. Ai vrut tu să vii aici? Da. Bravo. Mulțumesc frumos. Cu plăcere. Cu plăcere. Știți ce a făcut? Deci, eu vă spun exact cum s-a întâmplat. Părinții au organizat petrecere de ziua ei, petrecere surpriză. Și când le-am spus că avem ceva treabă la București, în prima fază au zis că nu putem veni, că e ziua fetei. După jumătate de oră au sunat: hai că am anulat tot. Hai. Hai. Hai să vedem. Să vedem și să ne bucurăm. La mulți ani, la mulți ani, e noaptea de Crăciun. La mulți ani, la mulți ani, și tot omul e mai bun. La
vedem mâine seară, dragi prieteni.